După amiaza continuă cu un nou test Giurgea și Bratu, de data asta cu un Mitsubishi. Mitsubishi Eclipse Cross, plug-in hybrid. L-am luat să vedem câți kilometri poți să faci cu un plin de baterie. Acest Mitsubishi Eclipse Cross PHEV este prezent aici în echipare Intense Plus și culoare Lightning Blue. Are o listă de dotări standard atât de lungă încât nu ne-ar ajunge toată emisiunea să o citim aici. Bandouri laterale negre, faruri LED, geamuri fumurii, jante din aliaj pe 18 inci și grilă Gloss Black, toate acestea sunt împachetate vizual într-un design memorabil. Iar la interior, butoanele mari se combină cu funcții hands-free, comenzi pe volan și head-up display pentru o experiență ergonomică la condus, în timp ce numeroase sisteme de asistență active și pasive se ocupă să mențină lucrurile cât mai sigure. Și totuși, am identificat profesionist alt avantaj al acestei mașini. Știi care e cel mai mare avantaj al acestei mașini? Că dacă vrei să ți-o cumperi, are livrare imediată. După care intri în celelalte avantaje. Plug-in hibrid în oraș. Bateria îți oferă range de 45 de kilometri și o încarci la 50 de kWh în 20 de minute până la 80%. Mă rog, ăștia 45 de kilometri, ce să zic? În funcție de cum mergi, pot fi 30, pot fi 50, 15. Pot fi 15 dacă e iarnă și e foarte frig, nu știu. 15 nu cred că se duce chiar acolo, dar oricum niște autonomie în baterie ai. Astfel încât, oricum, consumul acestei mașini, declarat VLTP, este de 2 litri la 100 de km parcurs. Alt avantaj al acestui plug-in hibrid în mod special este că vine cu tracțiune integrală. Și Mitsubishi are o istorie în tracțiune integrală, astfel încât să-ți inspire încredere și pe Eclipse Cross, înțelegi? Da. Care, de fapt, Eclipse Cross este o platformă de Outlander, un pic mai mică și modificată, astfel încât să poți să te simți bine cu mașina asta chiar și în oraș. Acum, dacă tot vine iarna, s-ar putea ca tracțiunea integrală să fie o opțiune de bifat. Despre direcție, nu știu ce să zic. Nu prea am feeling. Simt că este un Mitsubishi la direcție, sincer. 38 de km mai avem. 38. Păi, suntem în grafic, nu? Conform calculului tău, ajungem la Ploiești și înapoi. Și nu pornește motorul. Nu, mă, nu sare de 70. Și oricum, eu nu știu cine face teste din astea de care facem noi. Dom'le, vreau să întind autonomia până când să văd eu cât merge bateria și așa mai departe. Păi spune-o cine, stai așa că spune-o cine. Zi cine. Cine merge și cumpără, da, cu preț de promoție, da? Așa. Un Mitsubishi Eclipse Cross care promite 50 de kilometri și 45-50, da. Și el se gândește că o să dea pe mașina asta 42.590 de euro cu TVA inclus, da. Din care mai scade 4.500, da, de la stat, okay, pe plug-in hybrid, deci cine dă 37.000 de euro cu TVA pe mașina asta, da, vrea să știe dacă poate să meargă cu ea 45 de kilometri. Bine. Păi și nu-i bine? Păi ba, da, te anunțeam că mai ai 37, nu crește. Hai că te scot acum pe autostradă, să vedem acolo cum te comporți. Vrei să-ți mai spun eu un avantaj al acestui plug-in hibrid? Eclipse Cross are acum niște ventilatoare pentru baterie. Da. Care pornesc în momentul în care tu mergi cu mașina cu viteză mai mare, da, și bateria se încinge. Înțelegi? E posibil să fi mers eu cu mașina asta la un moment dat, acum câteva luni. Așa.
când am filmat-o pentru YouTube-ul nostru, până la mare și înapoi. Aha. Cu cât merge ea constructiv maxim? Cu cât merge ea constructiv maxim? Cu o viteză aproape de viteza legală. Dar pe la autostradă. Care nu ți se ia permisul pe autostradă. Și posibil să fi pornit ventilatoarele, pentru că mașina asta are 188 de cai putere. Adevărat. Jumătate sunt veniți din motorul pe benzină de 2,4 litri și jumătate din sistemul electric. Da. Și tu când mergi pe autostradă cât merge mașina, da, evident că consumi. Adevărat. Bateria și bateria se încinge. Da, dar pe de altă parte ai livrarea imediat. Da. Teoretic, cu mașina asta, ca să merge eficient, ar trebui să o lași în modul hybrid și când consumi bateria, să faci o pauză, să o încarci. Da, e adevărat ce zici. Mașina plug-in hybrid ar trebui condusă în modul ei hibrid. Nu neapărat în modul EV în care mergem noi acum și testăm autonomia electrică a bateriei. Deci, practic, noi împingem testul la limită. Când iei mașina asta, mai trebuie să mai știi și că interiorul este foarte convențional. Poate că la exterior, din punct de vedere design, avem niște linii ușor mai futuriste și care poate să încadreze mașina asta în epoca 2021, dar la interior noi suntem într-un Mitsubishi aici. Măcar avem butoane mari și amplasate corect, astfel încât să ajungi foarte ușor la ele. Ai și două mufe USB normale aici, buton din care schimbi modurile de condus, selector pentru transmisie amplasat în modul corect, dar mai avem și un display aici, pe consola centrală, care nu prea e din 2021. Și mai avem și un buton de la care schimbi intensitatea luminii pe instrumentarul de bord aici din față, care, da, ne aduce aminte de Mitsubishi-urile de altă dată. Dar totuși, ai livrare imediat. Asta e situația, ăsta este Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid și acum începe testul nostru pe autostradă. Cu autonomie electrică 26 de km, să vedem ce se întâmplă la o viteză de autostradă. Pe display-ul de pe consola centrală ai informații. Energy flow, unde vezi în timp real cum se consumă energia din baterie. Energy monitor, unde vezi puterea sistemului și încărcarea. Trip, un ecran pe care vezi consumul tău electric. Uite, consumul nostru electric pe această călătorie a fost de 19,6 kWh. Am făcut 18,5 km și mai avem range 18. Deci 3,6, dar am intrat și pe autostradă, practic. Sunt impresionat plăcut, pe de altă parte, de antifonarea acestei mașini. Noi mergem cu 120 pe autostradă și mi se pare că nivelul de zgomot la interior este bun. Mă rog, cred că dacă o țin așa la 120, scade range-ul ăsta mai repede decât mă așteptam. Ăsta nu este modul în care eu aș conduce această mașină. Eu aș conduce-o modul ei hibrid. Și eu mai apreciez ceva la mașina asta, că are oglinzile retrovizoare exterioare foarte mari. Mi se pare că pot să văd acolo filme pe oglinzile astea, jur. Nu știu dacă ți-am spus, dar am și padele în spatele volanului, care desigur nu au legătură cu transmisia, pentru că nu avem o transmisie convențională cu trepte cum ne-am obișnuit, ci ele se ocupă să aibă grijă de modurile B1, B2, B3, B4, B5 sau B0 legat de recuperarea de energie. Deci, practic, ai 5 moduri în care poți să conduci mașina asta
la nivel de recuperare a energiei. Practic poți să conduci mașina one pedal, doar din accelerație, să ridici din accelerație și mașina să frâneze, să recupereze și energie. Sper că ești pregătit, pentru că mai avem 3 km autonomie electrică după ce am făcut 29 de km și am plecat cu range 40 în baterie. Cu mențiunea că am mers pe autostradă destul de mult și cu o viteză de autostradă între 120-125 de km/h. Asta e viața cu un plug-in hibrid. Da. Și ăsta este momentul în care mașina a trecut singură pe modul normal. Impresionant este însă că și momentul în care mașina a trecut pe modul normal și combustia internă a prins viață în motorul de 2,4 litri, nivelul de zgomot în interior n-a crescut foarte mult. Deci cam asta este Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. Un crossover care arată suficient de memorabil încât să nu fie confundat cu nimic altceva, pe care poți să-l conduci extrem de economic într-o realitate electrificată.